O viziune a zguduirii. O spun în gelozia și în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi o mare zguduire în țara lui Israel. Ezechiel 38:19. Am văzut pe unii rugându-se stăruitor la Dumnezeu, cu credință tare și stigăte de agonie. Fața le era palidă și foarte îngrijorată, arătând lupta lor lăuntrică. Pe înfățișarea lor se zugrăvea hotărâre și seriozitate. Picături mari de transpirație cădeau de pe frunțile lor. Îngerii răi se înghesuiau în jur, apăsând asupra lor întunecime, care să-i împiedice să-l mai vadă pe Iisus, astfel încât privirea să le fie atrasă de întunericul din jur, să fie făcut să se îndoiască de Dumnezeu și să murmure împotriva Lui. Unica lor siguranță era de a ține privirea îndreptată în sus. Îngeri de la Dumnezeu aveau însărcinarea de a priveghea asupra poporului lui. Când atmosfera otrăvitoare a îngerilor răi era adunată în jurul sufletelor încordate, îngerii cerești își fluturau fără încetare aripile pe deasupra acestora ca să îndepărteze întunericul cel des. În timp ce cei care se rugau în continuu cu strigătele stăruitoare, din când în când venea de la Iisus o rază de lumină, ca să le îmbărbăteze inima și să le lumineze fața. Am văzut că unii nu luau parte la această lucrare de agonie și stăruință. Păreau indiferenți și nepăsători. Îngerii lui Dumnezeu au plecat în ajutorul celor care erau stăruitori și se rugau, dar i-au părăsit pe cei care nu se străduiau să se ajute singuri și nu i-am mai văzut. Am întrebat despre însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o și mi s-a arătat că va fi produsă de mărturia dreaptă născută din solia martorului credincios către laodiceni. Atenția mi-a fost atunci atrasă către grupa pe care o văzusem puternic zguduită. Ceata îngerilor păzitori din jurul lor a fost dublată, iar ei erau îmbrăcați cu armătură din cap până în picioare. I-am văzut pe cei îmbrăcați cu armura rostind adevărul cu mare putere. Avea efect. Am întrebat ce a adus această schimbare mare. Un înger a răspuns: ploaia târzie, înviorarea de la fața Domnului, strigătul cel tare al îngerului al treilea.